Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! Un tabel are o structură specială, fiind alcătuit din linii și coloane. În intersecțiile liniilor și coloanelor se formează așa zisele celule. Să vedem principalele facilități de utilizare a tabelelor pe un exemplu concret, o prezentare PowerPoint realizată în acest scop. Să vedem cum se poate introduce un tabel într-un slide în PowerPoint. Utilizăm fila Insert, opțiunea Table. Avem posibilitatea să selectăm câteva celule din acest model sau să utilizăm opțiunea Insert Table, la care se deschide această fereastră de dialog în care putem să stabilim numărul de coloane, hai să fie 4 coloane, și numărul de rânduri, spunem 3 rânduri. La acționarea tastei OK se realizează tabelul și se afișează în slide-ul actual. Tabelul poate fi mutat în orice poziție cu ajutorul mouse-ului. Trebuie doar să plasați cursorul de mouse pe o margine a tabelului. Țineți butonul din stânga apăsat și alegeți o anumită poziție pentru tabel. Putem observa că tabelul inserat are un anumit stil. Acest stil poate fi modificat. Selectăm tabelul cu un simplu click și în meniul Design alegem orice alt stil din această galerie. Ștergerea unui tabel se poate face foarte simplu. Se selectează tabelul, după care în fila Layout alegem opțiunea Delete Table. Bordurile și culorile unui tabel pot fi definite de utilizator. De exemplu, în fila Design, din grupul de instrumente Draw Borders, alegem un anumit tip de linie, de exemplu această linie punctată, o grosime pentru linie de 3 puncte, de exemplu, și o culoare pentru stilou. Executăm câte un simplu click pe bordura pe care dorim să o schimbăm și vedeți cum se transformă linia și cum sunt aplicate proprietățile selectate. Pentru terminare se apasă tasta ESC. Culoarea de fond a unei celule se poate seta prin selectarea celulei cu un simplu click, sau dacă vrem să selectăm mai multe celule, atunci se ține butonul stâng al mouse-ului apăsat și din fila Design, opțiunea Shading, se alege culoarea dorită. În ceea ce privește inserarea imaginilor și a formelor automate în celulele unui tabel, această operație necesită un mic artificiu, în sensul că dacă mutăm această imagine și încercăm să o plasăm în interiorul acestei celule, de exemplu, observați că în mod direct nu se poate realiza operația. Însă, dacă mărim înălțimea celulei, plasând cursorul de mouse pe o margine a celulei,
ținem butonul de mouse apăsat și modificăm înălțimea liniei respective. După aceea, putem să introducem imaginea în această zonă. La fel putem proceda și cu o formă automată. Putem introduce o coloană nouă, de exemplu, hai să presupunem că avem coloana sâmbătă și lipsește coloana vineri. Selectăm coloana lângă care dorim să introducem noua coloană, iar în meniul Layout alegem opțiunea Insert Right. Mărim lățimea și introducem denumirea coloanei. Dacă dorim să ștergem o coloană, se selectează o celulă din cadrul coloanei cu un simplu clic. Apoi, în fila Layout se alege Delete și din meniul derulant Delete Columns. Să presupunem că vrem să inserăm o linie nouă deasupra liniei care conține valoarea 3. În meniul Layout se alege Insert Above, inserare deasupra. Dacă vrem să inserăm o linie sub linia care conține valoarea 3, alegem opțiunea Insert Below. Dacă dorim să ștergem o linie, selectăm o celulă oarecare în cadrul liniei și în meniul Layout alegem Delete Rows. Putem să îmbinăm două sau mai multe celule. Trebuie doar să selectăm celulele pe care dorim să le îmbinăm. Acestea trebuie să fie niște celule adiacente, de exemplu aceste trei celule din coloana vineri. În meniul Layout avem opțiunea Merge Cells. Celulele pot fi îmbinate și pe orizontală, pe linie. Selectăm celulele cu butonul mouse ținut apăsat și din meniul Layout alegem aceeași opțiune, Merge Cells. Scindarea celulelor se poate realiza în felul următor. Să presupunem că vrem să scindăm celulele din coloana Miercuri. Selectăm aceste celule și în meniul Layout alegem opțiunea Split Cells. În fereastra de dialog care apare, putem să stabilim numărul de coloane și numărul de rânduri în care dorim să se scindeze celulele originale. Se acționează butonul OK și observați rezultatul. În loc de prima celulă, de exemplu, avem acum 4 celule distincte. Direcția textului dintr-o celulă poate fi stabilită în felul următor. Se selectează textul din celulă. Direcția textului poate fi orizontală, verticală de sus în jos, verticală de jos în sus, sau având caracterele stivuite așezate în felul acesta. Dacă se alege o anumită direcție pentru text, putem să stabilim o aliniere la stânga, la centru sau la dreapta, respectiv
în partea de sus, de mijloc sau în partea de jos a celulei. De exemplu, pentru o așezare centrată și la mijloc, utilizăm aceste două opțiuni. Center, respectiv, center vertically. Adică centrare pe orizontală și centrare verticală. Succes!